de astăzi, domnul Alin Ioaneș. Dânsul are o experiență de peste 20 de ani în management și leadership în afaceri internaționale, în cadrul VersaPac Group, unde a fost director general pentru filiala din România. A ocupat funcția de director operațional pentru DeltaMed, principal producător de ambulanțe și vehicule speciale. Ei master în management strategic. Astăzi este CEO la Rombat. Domnul Ioaneș o să ne vorbească despre bateriile pentru mașinile electrice, ascensiunea unei industrii, cum profităm de ea. Domnul Ioaneș, vă rugăm. Da, bună seara, mulțumesc frumos pentru introducere. Îmi pregătisem un anumit flow pentru intervenția mea, însă antevorbitorii mei m-au făcut să mă răzgândesc un pic. Mi-au ridicat niște mici la fileu. Domnul Radu Merică spunea că suntem foarte în urmă din perspectiva reciclării și nu pot să-l contrazic, pentru că dânsul este extrem de conectat la această industrie. Însă vin cu niște exemple pozitive, că oricum ducem lipsă de exemple pozitive în țara asta. Un exemplu pozitiv este Rombatul și modelul de succes de reciclare din Rombat. În momentul de față, aproape toate produsele pe care le punem în piață le și recuperăm, le și reciclăm. Avem atât puncte de colectare, cât și punctul nostru de procesare la Copșa Mică, astfel încât cred că putem să fim un model de succes în zona asta. 98% din materia primă încorporată într-o baterie este reutilizată, recuperată și reutilizată într-un produs nou. 55% din materia primă pe care o utilizăm într-un produs nou este din procesele de reciclare pe care noi le avem in place. Deci, ca și model de business, ca și model de reciclare, ca model de economie circulară, cred că putem să ne uităm la acest model când discutăm de o industrie a reciclării care e cumva rămasă în concepte teoretice. Eu zic că noi l-am dus mult mai departe într-o aplicabilitate foarte, foarte clară. Tot din această perspectivă a reciclării, vorbim de second life of the product. E un topic foarte, foarte uzitat în zilele de astăzi. Și pentru a ne uita la modalitatea de optimizare a resurselor, lumea încearcă să dea o altă viață produsului. Iar ceea ce facem noi e ca, cum vă spuneam, în proporție majoritară, produsele noastre să aibă acest second life, să aibă posibilitatea de a avem posibilitatea de a introduce materiile prime înapoi în procesul de producție. La fel, domnul Nevzoreanu spunea că atunci când Dacia strănută, furnizorii răcesc. De asta suntem și foarte atenți ca Dacia să nu strănute. ca să rămânem cu toții sănătoși în industria asta. E un challenge, trăim niște vremuri tulburi din multe, multe perspective. E un challenge și din perspectiva supply chain, și din perspectiva costurilor, și din perspectiva resurselor de care dispunem. Dar de asta suntem aici, ca să găsim soluții și să fim parteneri în aceste business-uri. Bun. Vorbeam de bateria prezentului versus bateria viitorului. E o discuție largă și e greu să o acoperim în câteva minute. E această tranziție energetică, tranziția spre tehnologii depoluante. Noi jucăm un rol aici important, pentru că suntem prezenți în cel puțin două industrii cu
cu deziderate foarte, foarte optimiste și în același timp foarte mărețe în automotive, care își dorește ca până în 2035 să treacă în totalitate la producție de automobile electrice. Și aceasta înseamnă un challenge, un challenge din multe perspective, atât din perspectiva supply chain, cât și din perspectiva modelelor de business. Bateriile vor juca un rol cheie, vor avea un aport de probabil 50-60% în costul unui automobil electric. Ca urmare, focusul pe aceste componente va fi extrem de accentuat. Și energy storage, în contextul în care vorbim la fel de trecere la surse de energie verde, aceste surse de energie verde vor veni la pachet și cu cerințe de stocare a energiei, iar în zona de stocare a energiei, iarăși, jucăm un rol important pentru că venim cu soluții și în această zonă. Există câteva challenge-uri. Există acest challenge al investițiilor, iar dacă vorbim de bateria viitorului, vom vorbi de bateria litiu-ion. Aici discutăm de investiții cu multe zerouri, vorbim de parteneriate, vorbim de gigaplanturi. Știm că în jurul nostru s-au dezvoltat tot felul de investiții. Un antevorbitor menționa faptul că Polonia este atractivă sau a fost atractivă pentru mulți investitori, Ungaria la fel. Am mai spus-o și cu alt prilej, cred că noi am pierdut startul din perspectiva asta, încercăm să recuperăm cât putem, însă vorbim de investiții de 2-3 miliarde. PNRR-ul poate să fie și aici un ajutor, însă e foarte important să trecem de la talk, 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 cum se spune, la acting. Vorbim mult, facem puțin. Asta cred că e un atribut în general. Avem challenge-ul din perspectiva know-how-ului, extrem de important know-how în această zonă, partea de research and development, partea de testare, validare, anumitor concepte, iarăși o parte care a fost uitată în ultimii ani. Și avem acest challenge din perspectiva reciclării și integrării în economia circulară. Dacă, cum menționam mai devreme, bateriile plumb-acid sunt un model de succes, 98% din produs fiind reciclat, bateriile litiu-ion sunt, bineînțeles, sunt la început de drum, însă e un deziderat foarte optimist în a avea o modalitate cost-efectiv de reciclare a acestor baterii. Cred că aici e o discuție foarte lungă, aici e o zonă în care ne-am putea uita cu atenție modul în care vom integra și această parte de reciclare a acestor baterii a viitorului. Și continuăm cu această comparație între bateria prezentului și cea a viitorului. Există avantaje deopotrivă între ambele baterii. Bateriile actuale sunt cu siguranță o componentă pe care o vom mai vedea mult timp de acum încolo pe tot ce înseamnă mașini hibride și chiar mașini electrice, pentru că sunt responsabile de toate funcțiile suport dintr-un autoturism. Iar bateriile viitorului, nu știu care sunt bateriile viitorului, știu sigur că putem vorbi de bateriile litiu-ion ca fiind bateriile momentului sau bateriile la modă, ca să mă exprim altfel, însă cu siguranță tehnologia avansează foarte mult, vorbim de hidrogen, vorbim de alte tipuri de baterii, astfel încât bateria viitorului poate să arate cu totul diferit. Concluzionăm, indiferent de tehnologia la care ne raportăm, cred că e foarte important să ne uităm la aspecte de reciclat, de second life, de costuri de producție versus recuperarea investiției
și, bineînțeles, la posibilitățile de a avea un jucător local care să poată furniza soluții în zona aceasta. Bun, mulțumesc, am atâta din partea mea. Okay, mulțumim și noi. Avem câteva întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, o primă întrebare ar fi: ce ar trebui să facă o companie românească producătoare de baterii ca să intre în Alianța Europeană a Bateriilor? A doua, ar putea Rombat să facă baterii pentru producătorii auto din România, Dacia și Ford? Și o a treia, când va produce Rombat un teravat-oră baterii pe an? Da, sunt... Da, e răspunsul la toate. Da, suntem furnizori pentru toți producătorii români automotive. Deci suntem prezenți sub capotele mașinilor produse în România, fie că vorbim de Dacia, Renault sau că vorbim de Ford. Deci această întrebare am răspuns la această întrebare. Da, suntem capabili să fim parteneri în producerea bateriilor litiu-ion. Bineînțeles că e un challenge din multe perspective. Cum vă spuneam anterior, investițiile sunt enorme. În același timp sunt niște pași probabil care au fost pierduți până în momentul de față. Suntem în proces de dezvoltare a unor concepte în zona de litiu-ion. Cu siguranță, în a produce un tera e un challenge foarte, foarte frumos, dar de ce să nu rămânem optimiști? Fără obiective mărețe